Bă, s-a făcut neagră, mă. Ui. Salut, mă, șacalilor, mă, ce faceți? Eu m-am decis să filmez un nou clip cu Kendama. Bineînțeles, nu-i Kendama mai al frate meu, pentru că eu nu mă joc și nu-mi prea place. Faza e că n-am negat niciodată că chestiuța asta nu merge la plictiseală. Și faza e că am rămas uimit, frate. La clipul ăla unde am zis, bă, hai să strângem 1000 de like-uri, dacă se poate. Am făcut mai mult de 1000. Nu-mi vine să cred. Hai să facem 2000 la asta. Bun, și acum să vă explic episodul ăsta. Bă, frate, am avut eu o idee tâmpită și am zis, bă, frate, eu trebuie să mă joc așa Kendama, fără să o scap, sau cu bila asta, mă rog, cum se numește, în timp ce leg o frază, adică, nu știu, să spun ceva care să aibă totuși sens, fără să o scap. Sau, mă rog, vedem noi pe parte. Și dacă nu-mi iese, iar Kendama. Și calorii fermă când arzi o Kendama, faci un foc aici de... Băi, băiatul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Până la P. Andrei este un copil prost. Este prost, fiindcă chiar este prost. No! Am reușit să facem introducere, da? Asta e o frază întreagă. Am mers la magazin. Da. Și am mers la... Și Andrei... Oh! Am mers la magazin și a cumpărat carne de porc. Da? Asta e o frază întreagă. Oh, și după ce a cumpărat carne de porc, a zis să cumpere și carne de curcan, pentru că îi plăcea foarte mult carnea de curcan. N-am mai cumpărat nimic. Și a ajuns Andrei acasă, în timp ce mama lui pregătea ciorbă. Și Andrei a întrebat-o pe mama lui, de ce faci ciorbă? Pentru că n-ai venit mai repede cu carne. Cu carnea, n-ai venit mai repede cu carnea. Păi era o doamnă grasă în față la... Păi era o doamnă grasă... Da. Și era o doamnă... Păi mamă, era... Păi mamă, era o doamnă foarte grasă... Aaaa, fața mea! Oh. Asta e mișcare de adur, deci asta e o frază. Era o doamnă foarte grasă în fața mea și a durat foarte mult să cumpăr carnea de porc și m-am decis să cumpăr și carne de porc. A, bine Andrei, bine Andrei, atunci vei mânca supă. Dar mamă, eu am cumpărat... Dar mamă, eu am cumpărat carne să... Dar mamă, eu am cumpărat... Dar mamă, eu am cumpărat carne... Trebuie să termin povestea asta într-un mod foarte neobservabil. Andrei, taci că ești prost. Am zis că e art Kendama, nu? Bun, hai să mă gândesc cum să o ard. Dar nu, de fapt trebuie să am un motiv ca să o ard. O să eu țin așa 5 secunde. Dacă se arde, se arde, aia e. Are cum o să fie să aibă prima Kendama arsă, frate. Chiar ești așa curios, voi ce zici. Mă rog, joculețele astea doar un pretext ca să o ard, îți dai seama, dar șacalul gândește. Dacă mi iese mișcarea asta, îi dau foc. Martat de Kendama. Oh, bă, nu arde, bă, dar nu arde. Bă, mi-e rosiță leacă. Iar dar ce? Opa, 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 opa. Bă, se pârpole. Arzi Kendama. Bă, s-a făcut neagră, mă. O să fie prima Kendama arde. Bă, uite leacă ce am făcut. Băi, cum se vede, mă. Îs curios dacă o să observe. Ce, hai să iar și bila, nu? Tân, 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 tân. Bă, se negrește. Bă, ești nebun. Gata, asta e. Fire Kendama. Bă, zici că am dat petar de aici, mă. Cam atât cu episodul ăsta. A fost un episod mai lipsit de sens decât existența mea. Deci, da. Nu judecați omul. Judecați Kendama. Eu v-am lăsat, bă. Chiar îs curios ce o să zică Piciu când o să vadă că i-am ars Kendama. Și da, ne vedem. Pa, bă! Obișnuiesc de fel să dau dintr-una într-alta și combin perfect bâta cu balta. Mi s-a spus că am avut una soale deseori. Vă cred pe cuvânt că aveam atropine în ochișori. Toți își cântă iubirea, ăsta e trendul. Pârțarii ăștia o ard dintr-un ca detergentul. Te dai băiat de viață penibil ca Brenciu. Când ai vrut să fuți, ai dat cu stângul în dreptul.